Ultima ședință ordinară din acest mandat al Consiliului Local Giurgiu a scos la iveală adevărata față a primarului Nicolae Barbu. Acesta a refuzat să-și ceară scuze public față de consilierii locali care au făcut obiectul unei liste a rușinii după ce s-au abținut de două ori de la votul pentru amenajarea unor spații de parcare în Giurgiu. Documentațiile supuse aprobării în două ședințe erau pline cu erori grave, motiv pentru care consilierii au cerut ca acestea să fie îndreptate, după care vor vota, pentru că nimeni nu se opune parcărilor în Giurgiu. Azi, cele 7 proiecte de hotărâre s-au aflat din nou pe ordinea de zi, de data asta fără erori la partea tehnică. S-au făcut, într-adevăr, toate corectările solicitate împreună cu serviciul tehnic și cu cel care a elaborat studiile. Așa, ca o paranteză, greșelile gramaticale nu s-au corectat, posibilitatea și acum. Dezacorduri sunt foarte multe, dar nu cred că asta am ajuns aici. Tabelele greșite au fost scrise cu întrebări, au fost înlocuite, suprafețe și așa mai departe. În momentul de față, eu, unul dintre cei care m-am opus aprobării acestor proiecte de hotărâre, nu mai am argumente să mă opun. Deci vă spun de acum, voi vota pentru. Prin urmare, consilierii locali s-au ținut de cuvânt și au votat așa cum au promis. Numai că primarul Barbu, deși și-a asumat erorile din documentație, nu a acceptat solicitarea consilierilor de a-și cere scuze public și pentru a tipări o listă a onoarei și nu una a rușinii. L-aș ruga pe domnul primar să tipărească flyere și să facă de data asta lista onoarei pentru cei care votează aceste proiecte. Nu voi tipări flyere, voi tipări fraiere. Asta este. Dar eu le spun altfel la acest lucru. Le spun altfel. Nu flyere, le spun flyere. Auziți, domnul primar, deci măcar să vă cere scuze consilierilor pentru că am identificat niște probleme și mi le-ați însușit. Revin cu întrebarea. Nu considerați, domnul... Vă rog frumos, haideți să facem liniște. Domnul primar, nu considerați că ar fi momentul să vă cere scuze pentru faptul că ne-ați denigrat? Da, domnule consilier. Da, domnule consilier. Când vă veți cere scuze oamenilor din cartiere respective și v-ați dus acolo și v-ați dus și v-ați spus cenușă în cap că n-ați venit nicio vină. Faptul că nu s-a votat locurile de joacă, că nu s-au votat, terenurile de sport, atunci voi face și acest lucru public. Nu ați vrea să răspundeți de alta. V-am întrebat dacă nu considerați că este oportun să vă cere scuze în fața colegilor consilieri pentru faptul că ne-ați denigrat în fața guvernilor, că am fi noi împotriva dezvoltării orașului. V-am demonstrat că acolo sunt probleme, în proiectele respective erau greșeli, v-am cerut să le modificați, le-ați modificat, deci vi le-ați însușit și au fost trecute din nou prin comisii. Nu au fost trecute prin nicio comisie. Nu au fost trecute prin nicio comisie. Nu au fost trecute prin comisii? Au fost trecute. Comisiile sunt doar acele prin comisii. Toată lumea știe treaba asta. Un alt punct fierbinte al ședinței de azi a fost cel în care consilierilor li s-a supus aprobării funcționarea ca autogară a două societăți comerciale, Secemanic Service Auto SRL și Sece Smaranda SRL Giurgiu, societatea care are același sediu social și același administrator cu Sece Liber Trans SRL, care efectuează transportul în comun în municipiul Giurgiu. Aici consilierii au constatat nereguli în documentație și nu au înțeles de ce se dorește cu orice preț ca Smaranda SRL să primească aviz de funcționare ca autogară pe un teren care se află în litigiu. Mie mi se pare că ceva este neregulă. Sunt suspicios. Eu personal am să trecez acest proiect pe hotărâre de 37. Nu știu ce faceți dumneavoastră. Eu personal am să-l votez că mi se pare că stă ascuns lucruri care nu sunt nu numai ortodox. Oameni buni, hai să vă spun un singur lucru. Și să le fie rușine celor care s-au ocupat să facă brânci unei familii din municipiul Giurgiu care își crește copiii și nepoții, să le ia domeniul de activitate și să-i lase în stradă. Și să nu facă altceva decât să le place buzunarele și conturile altor societăți comerciale. Acum, în acest moment, mai există vreun litigiu. Da. Atunci, domnul secretar, nu putem nume de la litigiu. Păi dacă e un litigiu, nu se trebuie. Litigiu nu e între noi. Dumneavoastră știți cum va lua ce final va avea cotărârea. Dacă instanța stabilește să revină banii pe același. Nu știu dacă stabilește. Păi problema există dacă nu e dacă. Nu vă respectiu, domnul. Dacă eu rămân și vă să vă iubesc în continuare. Dar nu vreau să fiți victimă. Dar
dumneavoastră. Pe deasupra, în ședință s-a prezentat și o informare cu privire la activitatea autogării Secemanic SRL, lucru nepermis în opinia multor consilieri și al patronului societății private respective. Sunteți permis să mă răspund în urma acestui consilier. Doamne! Cine, domnul secretar? Cât vă permiteți dumneavoastră în Consiliu să discutați activitatea firmei? Domnul președinte, mi-ați dat cuvântul. Da. Păi și ce? Lăsați-l să explice, domnul. Vă rog mult de tot. Lăsați pe legea. E o informare pe care noi am adus-o la cunoștință ca urmare a unui răspuns. Dar au judecat să știți. Era răsuflător. Deci, autoritatea rutieră nu era nevoie să vă aduc la cunoștință, că făcea problemă, făcea obiectul Consiliului Local dezbaterea, nu? De ce? Ca să-l influențeze grupul sau? Păi nu, ați văzut că e la sfârșit, e informare, n-a fost la cele două. Poate a citit-o înainte, vă dați seama. Păi, poate. Deci, în urma controlului a fost retrasă licența pentru activități conexe transportului rutier. Cu toate acestea, noi am băgat ordinea de zi în Consiliu, aprobare pentru o nouă licență. Asta a dat răspunsul la toate întrebările. Pentru că există multe suspiciuni cu privire la aceste proiecte de hotărâre, consilierii au decis să amâne cele două proiecte pentru a avea timp să studieze toate documentele, iar votul lor să fie în cunoștință de cauză. Mai multe amănunte despre ceea ce s-a discutat în ședința Consiliului Local puteți afla imediat după jurnal, în direct, cu consilierii locali, în cadrul unei ediții speciale.